Încet, fără mișcări bruște. Te descurci bine, Gina. O să te obișnuiești în curând. Continuă să exersezi. Uite, mamă, patinez! Sunt grațioasă ca o lepădă. Sunt mândră de tine. Stai, ai grijă. Wow, a fost o aterizare zdruncinată. Ești bine? N-am nimic, mamă. M-ai îngrijorat. E ok, știu ce fac. Ups, am vrut asta. Uită-te pe unde mergi. Am înțeles. Wow! Te-ai rănit? E doar o mică umflătură. Nu mai suport, e prea stresant. Din fericire am această folie cu bule. Simt cum scap de stres. Stai o secundă, ăsta e răspunsul. De ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Mamă, ce faci? E o senzație ciudată. Nu te mișca, nu durează mult. Știi ceva? E relaxant. Aproape am terminat. Ok, gata. Acum ești în siguranță. Sunt ca o bulă uriașă și fac poc. Să mergem. Wow, e minunat. Scuze, draga mea. N-am simțit nimic. Auci. O să-mi iasă o vânătaie. Trebuie să mă uit pe unde merg. Mă ocup eu, mamă. Ia uite, e pentru tine. Îmi place cum gândești. Dă-mi-o. Ok, trebuie să plec. Este exact ce-mi trebuia. Mersi, Gina. E atât de distractiv. Salută-l pe domnul pui. Oh, dă-mi-le. Ok, poftim. Nu-i nimic, îl am pe ăsta. Se aprinde. Ce? Wow! Dă-mi-l. Păi, e al meu, dar sigur, ia-l. E super tare. Atunci o să mă joc cu astea. Țiac, țiac, țiac. Nu se poate. La ce mă uit? Nu, sunt ale mele. Nu mai sunt. Cum te ești așa puternică? Wow, sunt plină de viață. În fine, îl am pe ăsta. Greșit, îl aveai. Dă-i drumul. E al meu. O să-l rupi. Au! Ups, scuze. Hei, poți să le iei pe astea? Ok, nicio problemă. Poți să le iei pe astea. Sunt moi și elastice. Ce zici? Nu! Greu de mulțumit. Trebuie să-ți dorești ceva. Știu, păpușa mea. E evidentă treaba. Nu m-ai dezamăgi niciodată. Oh, e atât de frumoasă. Mai întâi am nevoie de un bol mare. Îmi voi pune jucăriile în el. Astea sunt toate. Acum am nevoie de apă. Voi umple castronul până sus. Nu-ți face griji, știu ce fac. Încă puțină. Ok, cred că ajunge. Apoi voi pune bolul în congelator. Ok, păpușică, e rândul tău. Fă-ți treaba. Apa înghețat. Pot să scot castronul. Gina, am o surpriză pentru tine. Nu vreau. Oh, ba da. Stai să vezi ce e. Ta-da! Ce? Zici că e un cup de gheață uriaș. Trebuie să le eliberezi. Păpușa mea l-a capturat acolo, așa că trebuie să le salvezi. Oh, am înțeles. Știam că mă pot baza pe tine, dar trebuie să fii rapidă. Se face foarte frig acolo. Ăsta e momentul meu de glorie. Oh, siguranța înainte de toate. Stai deoparte, s-ar putea să iasă urât. Ce să folosesc? Aha, un ciocan. Pac, pac. Îmi place. Ăsta arată bine. Vă voi elibera. Pare frig acolo. Și acum mă pot juca cu jucăriile mele. Mersi, păpușico, mereu mă pot baza pe tine. Am o mașină. Woohoo! Wow, uite-te la ea, e grozavă. Bravo, Gina, nu te opri. Ce mai ai aici? Wow, un dinozaur. E captiv în epoca de gheață. Bor mașina asta nu merge. Am nevoie de altceva. Oh, da. Ce-i ăsta? Nu se poate. Întotdeauna mi-am dorit un unicorn. Cred că e ziua mea norocoasă. Cum merge treaba acolo? Se pare că te distrezi. Op, op, op! Sper că ți-e foame. Hrănește-mă, hrănește-mă. Ce mai aștepți? Ciuperci. E o glumă. Bleh! Așteaptă aici. Nu vorbești serios, nu-i așa? Uite ce-am găsit! Ce delicios! Nu-i amuzant, tată? Ah, minunat! Poftim, dragă! Trebuie să fie o farsă, nu? Eu nu mănânc alea.
Încearcă-le! Parvuscoase! Și miros ciudat! Scârbos! Ce? Ce nepoliticos! Dă-mi asta! E delicioasă! Uite! Ce aromă! Ești nebun! Sunt uimitoare! Mai vreau! Wow! Le ador! Wow! Hei! Ai jos! Unde mi-e mâncarea? Oh, corect! Oh, uite aici! E chestia aia care-ți place? Încerci să-mi distragi atenția? Nu va funcționa! Stai puțin, am o idee! Am nevoie de un bol și de niște fulgi de ciocolată! Voi topi ciocolata și apoi o voi turna în popit! Vreau să umplu gropițele! Uite așa! Arată așa bine! Aproape am terminat! Acum am nevoie de un stix! Voi rupe bucăți mici și le voi pune în ciocolată! Voi face asta cu fiecare gropiță! Apoi aștept ca ciocolata să se întărească! Seamănă cu o mini-ciupercă! O să le pun pe o farfurie! Abia aștept să-i le arăt lui Madison! Hei, uite-te aici! Cred că o să-ți placă ciupercile astea! Haide, mănâncă una! Wow! Ele arată diferit! Trebuie să investighez! Stai așa! E un alt truc! E ciocolată! E ciocolată! Wow, e așa delicioasă! Păstrează una și pentru mine! Ce deliciu! Am niște bandă adezivă transparentă! Voi presărați clipici pe ea! E așa drăguț! Apoi am nevoie de un pai! Îl voi pune în centru! Voi împături banda! Voi sigila marginile! Nu vreau să existe goluri! Până aici totul e bine! Urmează partea distractivă! Voi sufla în pai! Uite! Un balon! Ce vrăjitorie e asta! O să prind paiul și o să-l scot! Wow! Perfect! E maleabil! Aș putea face asta toată ziua! Nu sunt o persoană matinală! Vreau doar să mă întorc în pat! Cred că ar fi bine să mă spăl pe dinți! Urăsc asta! Mă voi spăla totuși pe față! Mă stropesc rapid! Răcoritor! Arăți bine, amice! Sunt doar eu! Hei, tată! Ce se întâmplă? Trebuie să te speli pe dinți! Dar chiar trebuie? Nu uita de pasta de dinți! Cred că voi spune pas! M-am gândit că vei spune asta, așa că am adus întărit! Salută-l pe Pikachu! Nu se poate! Îl iubesc! Știu asta! Privește aici! Dăm periuța de dinți! Ia-o! Asta o să te dea pe spate! Pasta de dinți iese pe gură! Poftim! Wow! Nu-mi vine să cred! Mersi, Pikachu! Fac asta pentru tine! Ce băiat cu minte! Pot să iau eu asta? Ce? Oh, ok! Vom fi cei mai buni prieteni! Știu sigur! Sunt așa mândru de tine! Trebuie să plec! Ce somn minunat! Am avut cele mai frumoase vise! Stai! Pikachu a dispărut! Era chiar aici! Vino înapoi! Îmi lipsește așa mult! Stai puțin! Ăsta e micul nostru secret! Nu pot spune nimănui, ok? Nu! Oprește-te! Delicios! N-am fost niciodată atât de fericit! Oh-oh! Cum ai putut? Nu e ceea ce pare! Abia aștept să ies cu fetele în oraș! A trecut prea mult timp! Auci, a durut! Plouă cu șosete murdare? Iac! Scârbos! Sunt mai multe! Ce se petrece? Trebuie să investighez! Nu! Asta nu se potrivește! Ava, de ce sunt șosete pe toată podeaua? Am o singură șosetă roz! Vezi? Un picior gol! Oh, da! Asta explică totul! Stai să mă uit și eu! Trebuie să fie pe aici? Nu o găsesc! De ce nu le încalți pe astea? Chiar nu mă cunoști deloc! Bine, ce zici de perechea asta? Nici gând! Astea sunt roz! Stai! Dacă mă gândesc mai bine, ar trebui să fie la gunoi! Îmi pare rău, nici eu nu găsesc șoseta roz! E un mister!
Stai așa! Vreau să încerc ceva! Știu cum să fac să nu mai dispară nicio șosetă! Am nevoie doar de aceste cârlige de rufe și de un umeraș de sârmă. Voi tăia umerașul aici. Apoi voi strecura cârligele de rufe pe aici. Le glisez spre partea de jos a umerașului. Le așez pe culori. Apoi voi lipi umerașul la loc cu banda adezivă. Oh, ce drăguț! Privește, Ava! Îl pun înapoi în cuier. Apoi voi avea nevoie de șosetele tale. Voi prinde șosetele de cârlige. Sunt intrigată! Oh, uite pe cealaltă! Asta e! Pun-o chiar acolo! Acum pune-le și pe celelalte! O să-ți țină șosetele la un loc! Asta înseamnă că nu le vei mai pierde! Wow! E exact ce avem nevoie! Destul de inteligent, nu? E grozav, mamă! Dar tot îmi lipsește o șosetă roz! Ah, am uitat de asta! Îmi pare rău, dar a dispărut! Trebuie doar să acceptăm asta! Ah, iată frumoasa mea familie! Avem o urgență cu șosete? E doar o șosetă! Tu nu înțelegi! Stai puțin! Ce porți? Oh, șoseta mea! Trebuia să mă gândesc la asta! Arăți caragios, tată! Grăbește-te, mamă! Tocmai aduceam popcornul! Bine, cred că suntem gata! Nu l-am văzut pe ăsta? Îmi place mult canalul ăsta! Oh, mamă, mai vreau! Oh, ok, îți aduc eu! Ah, popcorn dulce și delicios! Nu așa repede! Așteaptă până mă întorc! Nu stă prea mult! Uite, parcă mă strigă! Nu, trebuie să rezist! Dar mă tentează așa tare! Poate pot lua doar puțin! Nu mai pot! Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Oh, da! Mai mult, mai mult! Ăsta e cel mai bun popcorn! Hei, mamă! Ava! Nu e ceea ce pare! Cum ai putut? Oh! Wow, ce dramatic! Trebuie să curăț aici! Nu pot să o las pe mama să vadă asta! E așa mult! Dar am reușit! Popcornul chiar face mizerie! Nu voi scăpa la timp de aceste firimituri! Mama o să fie foarte supărată! Doar dacă... Poate că pot folosi ăsta! Voi scoate paiul și capacul și voi atașa furtunul aspiratorului. Paiul intră în spațiul din spatele canapelei. Funcționează! Adună firimiturile! Le-am luat! Chiar la timp! Se întoarce mama! Poartă-te normal! Nu e nimic de văzut aici! Am adus sucul! Am ratat ceva? Ha? Ce s-a întâmplat cu popcornul? Puteam să jur că e plin! Ce ciudat! Ava? Nu mă așteptam la asta! Ups! Desenul meu e aproape gata! Cred că e cea mai bună lucrare de până acum! Am nevoie de un strop de culoare! N-am nevoie de asta! Au! Gina? Bună, mami! Uită-te la desenul meu! E un panda! E minunat, draga mea! Ești atât de talentată! Vreau să-l agăț pe perete! Wow! Wow! Cod! Au! Chiar m-a durut! Dar a fost foarte amuzant! Mă bucur că te fac să râzi! Pe ce am alunecat? Ah, bine! M-am prins! Trebuie să le strângi, Gina! Sunt pe toată podeaua! Ești tare dezordonată! Pune-le înapoi în cutie! Stai o secundă! Cred că am o idee! Le foloseam pe alea? Mă întorc imediat! Voi începe prin a tăia cutia. Vreau să decupez partea de jos. Acum am nevoie de pistolul de lipit. Voi umple cutia cu lipici. Cred că ajunge! Apoi voi pune cariocile în cutie. Am grijă să fie orientate în jos capacele. Voi acoperi cutia cu banda adezivă. Așa o să devină mai colorată. Dar mai sunt multe de făcut. Voi pune abzibilduri pe banda adezivă. Acești panda sunt tare drăguți. Abia aștept să-i arăt cutia Ginei. Ce zici? E super, nu? Stai! Alea sunt cariocile mele? Hai, desenează ceva! O voi scăpa de... Wow! Mulțumesc, mamă! E utilă cutia! Și nu mai faci dezordine! Pune carioca înapoi în cutie! Ești genială, mamă! Ok, trebuie să mă concentrez! Oh, e un desen atât de drăguț! Ești foarte creativă! Am terminat! Uite, suntem noi două! Oh, par atât de tânără! Chiar mi-ai surprins calitățile! Cartea asta e atât de captivantă! E cea mai bună pe care am citit-o! Oh, uită-te la Tina, e un mic Picasso! Stai puțin! Woohoo! Nu! Mă simt atât de vie! Tina! Adică...
Adică a fost o lovitură impresionantă, dar nu arunca cu pixuri. Încearcă să mă oprești! Trebuie să ai grijă, Tina! Wow! A fost cât pe ce! Trebuie să adunăm pixurile alea! Ești așa dezordonată, Tina! Curăță după tine! Uită-te aici! Sunt peste tot! Stai așa! Știu cum se rezolvă asta! Îmi iau trusa de machiaj! O golesc! Voi aplica lipici pe capacul stiloului. Apoi îl lipesc de trusă. Voi face la fel și cu celelalte pixuri. Voi apăsa pe fiecare capac. Vreau să mă asigur că nu se desprind. Astfel toate pixurile vor fi păstrate într-un loc. Asta înseamnă că Tina nu le mai poate arunca. Mai am doar câteva pixuri de lipit. Astea sunt toate! Uită-te aici, Tina! Wow! Privește! Asta m-a inspirat! După ce am terminat, pot pune pixul înapoi în capac. Încearcă, Tina! Wow, e grozav! Are tot ce-mi trebuie! Mulțumesc, mamă! Fiu, te iubesc, dragă! Mua! Fii atentă, Tina, e important! Da, da, mă rog! Mi-e așa de foame! Trebuie să mănânc ceva, dar nu am voie cu gustări în clasă! Mi-ar plăcea niște bomboane acum! Uh-oh! Știu la ce te gândești, Tina! O să pun semnul ăsta aici, doar în cazul în care uiți! Wow, ești destul de serioasă în legătură cu asta! Regulile sunt reguli! Oh, ce gumat pare! Stai, cum a făcut asta? Ce ciudat! Asta e șansa mea! Trebuie doar să fiu șireată! Am niște chipsuri în ghiozdan! Arată așa de bine! Ușor și în liniște, nimeni nu va ști! Bună încercare, Tina! Chipsuri? Sunt crocante! Dă-mi-le! Am meritat să încerc! Dar sunt mereu cu un pas înainte. Aia a fost doar o gustare momelă. Ce-am spus eu? Ești cam enervantă, știi asta? Ia-le! Știu că asta va funcționa. Vino la Tina! Wow, ce greu e! Trebuie să fie un baton uriaș de ciocolată. Surpriză! Tu te oprești vreodată? Sunt neobosită. Aproape reușisem. Sunt în pană de idei. Bună, Tina! Trebuie să mă pregătesc pentru ore. Dar mai întâi am nevoie de gustare. Ha? Ce tot faci, Lizzie? Eu? Nimic. E doar pusa telefonului meu, vezi? Oh, bine. Scuze. Ei, ales dulciuri. O să arunc o privire mai de aproape. Cum ai făcut asta? Îți voi dezvălui secretul meu. Întâi ai nevoie de o carcasă de telefon goală. Se pune pe ea glazura de tort. Încearcă diferite culori și arome. Ai nevoie de varietate în viață. După ce termin, adaugă topping de bomboane. Sunt atât de gustoase. Apoi acoperă cu mini bezele. E atât de simplu. Bomboane dulci, dulci. Ce delicios! Partea cea mai bună e că profesoara nu va ști niciodată. Trebuie doar să atingi ușor cu pensula. Ușor, am înțeles. De ce nu cer și tu? Pare destul de simplu. Bine, să vedem. Trebuie să răspund. Până acum totul e bine. Să mai pune puțină culoare. Nu sunt sigură de asta. Cred că am nevoie de o pensulă mai mare. Da, așa mai merge. Stai puțin. Ar trebui să amestec culorile. Va fi mai vibrantă. Adică culorile sunt luminoase și colorate. Ce zici de un pic de roșu? Oh, da! Uite de la asta! Oh, ce dezastru! Poate nu a fost o idee așa bună până la urmă. Voi lua o altă paletă și o să am nevoie de mai multe pensule. Asta numesc eu multitasking. Am terminat cu asta. Următoarea! Îmi pare rău pentru asta. Oh, ce s-a întâmplat aici? Ce ai făcut? Stai așa! Nu! Asta e ultima pe care o avem. Da, am nevoie de ea. Lasă-mă să-ți arăt un mic truc artistic. Voi pune paleta pe masă. Apoi o voi acoperi cu folie de plastic. O voi înfășura în jurul paletei. Și mă asigur că stă fixă. Acum am nevoie de vopsea. O pot pune în secțiuni. Apoi e gata de utilizare. Pot să murdăresc cât de mult vreau. Să amestecăm toată vopseaua. Cred că am terminat. Voi scoate folia de plastic. Iar paleta e frumoasă și curată. Folia de plastic poate fi aruncată la gunoi. Poftim! Nu uita folia de plastic! Oh, da, mersi! Exprimă-te, Tina! Încet și cu grijă. Nu pot face niciun zgomot. Încă puțin. Mâncare sănătoasă? Așa cred ei. Nimeni nu va ști. Trebuie să mă grăbesc. Unde este? Ah, a
Asta e ce vreau! Priviți! Ce frumos! Ești tot ce mi-am dorit vreodată! Ce mă aștept? Vreau niște ciocolată bună! Mă simt așa obraznică, dar merită să mă furișez așa! Oh, hei, mamă! Ha? Stai! Ce-i aia? Mănânci ciocolată! E de rău! Ce scrie aici? Mâncăm numai mâncare sănătoasă! Păi, chestia e că nu aveam de gând să o mănânc. Sunt genul de fată care preferă merele. Vezi, am unul chiar aici. Așa mai merge. Crocant! Sunt mândră de tine, mamă. Iar eu mi-am luat cerealele pentru micul dejun. Ce fată bună! Uită-te la noi, mâncarea sănătoasă ne va face bine. Da, ai dreptate. Chiar dacă cerealele astea au gust de carton. Nu uita să mănânci tot. Urăsc asta. Stai puțin, ăla e rujul meu. Am o idee. Mai întâi trebuie să scot rujul din tub. Uite așa. Apoi voi topi ciocolata. O voi turna în tub. Nu vreau să vărs niciun pic. Vreau chiar și ultima picătură. Apoi aștept să se întărească. Sunt atât de șireată. Hai să gustăm. Hei, ce-i aia? E noua mea nuanță de ruj. Încerc un nou look. Wow, ești așa fermecătoare. Cred că ar fi bine să mănânc asta. Vreau să văd un bol gol. Da, ce gust bun are. Simt miros de ciocolată. Îți imaginezi lucrul, dragă? E așa drăguț. Poți să-l mângâi? Ce se întâmplă acolo? M-am săturat de jucăria asta. Am făcut un pliu în hârtie. Acum pot să colorez. Acest galben e perfect pentru el. Nu pot să uit de obrajii lui roșii. Hei, fiți atenți aici. Ce are Tina? Wow, ce cool! Tu ai făcut asta? Ne mai vedem, Pikachu. Mă bucur că s-a terminat cursul. E timpul pentru un prânz delicios. Ia, amico, m-am gândit că putem merge împreună. De-abia aștept asta. Da, și eu. Am atâtea să-ți spun. Te oprești vreodată din vorbit? E amuzant, mama spune. Grozav, aveam nevoie de potasiu. Deci, unde eram? Am văzut aseară un film super înfricoșător. Și apoi mi-am zis, nu intrați în casa înfricoșătoare. Totuși au făcut-o, dar eu nu m-am speriat. Puțină intimitate, te rog. În sfârșit, poate voi avea parte de puțină liniște. Nu se oprește niciodată, e neobosită. Stai! Hei, văd că ai mâncat multe fibre. Bună treabă! Tina? Ce? Cum? Bine, asta a fost ciudat. Asta mi-amintește că am un vis nebunesc. Eu nu mai rezist. Wow! Oprește-te! Lasă-mă în pace! Ei bine, ce nepoliticoasă! Nu trebuia să fie așa rea. Credeam că suntem cele mai bune prietene. Stai puțin, am o idee grozavă. O să iau o fâșie de hârtie și voi trasa linii orizontale pe ea. Acum voi face asta și apoi o împăturesc. Trebuie să întorc. Am făcut un buzunar dintr-o altă bucată de hârtie. Voi introduce bandă lungă aici. Apoi am decupat inimioare din carton colorat. Voi pune lipici pe ele și le lipesc pe hârtie. Apoi voi pune inimile una peste alta. Când trag de hârtie, inimile dezvăluie vremuri mai fericite. Suntem așa adorabile! Emma, asta e pentru tine. Tina? Am spus să mă lași în pace. Ce e asta? Ce drăguț! Nu pot să cred că a făcut asta. Și e și un mesaj. Și eu te iubesc, Tina. Poate că am fost prea dură. Nu! Uite așa se termină. Vino încoace, prieteno. Woohoo! Să petrecem! Asta e cea mai tare noapte! Ador melodia asta! Woohoo! Uită-te la băuturile astea! Mă distrez așa de tare! Nu mă pot opri din dansat! Mă simt atât de viu! Hei, Lexi! Nimic nu poate strica asta! E mama! Hai! Ia totul! Încerc! Ar trebui să curățăm așa mai des! E chiar distractiv! Repede, poartă-te natural! Bună, mamă! Ia loc! Poate comodă? Ce idee bună! A fost o zi lungă! Ce sunt astea? Nu mi-amintesc să fi fost acolo! Ce ciudat! Cine sunteți voi? Hei, ce mai faci? Ce se întâmplă? Lexi,
cercul ăsta de unghii chiar ți se potrivește. Ești bine, Lexi? Doar mă joc cu păpușile mele, mamă. Au nevoie de o pedicură. Vreau să arate cât mai bine. Toată lectura asta e obositoare. Cred că o să trag un pui de somn. Merge bine. Ar trebui să fac asta în mod profesionist. Arătați grozav toate. Gata, am terminat. Stai o secundă. Am o idee. Mama va fi foarte surprinsă. Merită asta. Dar mai sunt încă multe de făcut. O să am nevoie de o pensulă mai mare. Fiu, a fost o muncă grea, dar a meritat din plin. Sunt destul de mulțumită și am terminat la timp. Mama se trezește. Ah, picioarele mele! Ce s-a întâmplat? Stai, ăla-i lac de unghii? Lexi, ce-ai făcut? Va trebui să curăț asta. Din fericire, am dizolvant pentru lacul de unghii. Ah, iată-l. Unghiile astea false ar putea fi utile. Întâi am nevoie de o bucată de carton. Voi pune piciorul deasupra, apoi desenez în jurul lui cu un creion. Mă gâtilă! Îl conturez pe tot și între degete. Ar trebui să fie suficient. Acum trebuie să-l decupez. Până acum totul merge bine. În continuare trebuie să-l vopsesc. Voi folosi o vopsea de culoare a pielii. Apoi trebuie să lipesc unghiile false de el. Uite ce am eu! Oh, picioare uriașe! Poți să-ți exersezi abilitățile de pictare unghiilor. Wow, e minunat! E exact ce aveam nevoie! Ce distractiv e! E grozav! Uf, picioarele mele sunt în siguranță! Mă simt atât de rău! Urăsc să fiu bolnavă! Ciu! Oh, biata de tine! Temperatură! Trebuie să-ți iei medicamentele! O să te ajute să te simți mai bine! Deschide larg! Hai, îți face bine! Nu vreau! Eu? Lexi? M-ai udat! Ha? Unde s-a dus? Nu mă va găsi niciodată! Vino aici! Uh-oh, nu te apropia! Ups, alunecat! Asta se întâmplă de fiecare dată! Cioc, cioc! Ha? Cine e? Nu am timp pentru asta! Da, pot să vă ajut? Bună ziua! Văd niște bunuri excelente! Nu mă interesează! N-am nevoie de nimic! Nu așa repede! Ce este? Stai o secundă! Asta ar putea să-mi fie utilă! O să încerc! Nu sunt o organizație de caritate, doamnă! Dați-mi restul! Iai! La revedere! Hai. Cum te simți, Lexi? Oribil! E groaznic! Trebuie să-ți iei medicamentele! Uite! Ursulețul tău încearcă! E delicios! E rândul tău! E bun! Ce ușurare! Unde a fost lingura asta toată viața mea? Gemul ăsta arată bine! E atât de dulce și lipicios! Emma, ce tot faci? Nu poți face mizerie! Trebuie să folosești o lingură! O lingură, ha? O să încerc! Hei, mamă, prinde! Exact la țintă! De ce ai face asta? Respira adânc! Să încercăm din nou! Îți arăt eu! Vezi? Nu e așa de greu! Ia o lingură plină și nu faci mizerie! Așa e! Am înțeles! Asta-i fata mea! Voi fi chiar aici! Oh, nu! E de rău! Ce ai făcut? Nu mă simt prea bine! Mamă, trezește-te! Am avut un coșmar oribil! Mamă, ești bine? Hei, somnărăsule! Ești un dezastru! Trebuie să fie ceva ce putem face! Aha! Exact de asta aveam nevoie! Acest purceluș va salva ziua! Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme! O să scot sticla! Și voi avea nevoie de gem! Îl voi turna în sticlă! Nu mă grăbesc! Nu vreau să vărs nimic! O să fie grozav! Nu va mai fi mizerie! Wow, ce interesant! O voi umple de tot! Apoi o voi pune înapoi în porc! Dă-mi o clătită! O așez sub duză! Apoi apăs! E cantitatea perfectă de gem! Poftim, dragă! Delicios! Ce bun e! Și e distractiv! Munca unei mame nu se termină niciodată! Mama! Hei! Mi-e așa de sete! Pot să beau un pahar de suc? Sigur că poți, dragă! Stai să-ți torn eu!
Arată așa bine! Mersi! Ei bine, înapoi la treabă! Mai primesc un pahar? Wow, chiar ți-e sete? Nicio problemă, scumpo! Nu te grăbi, vei sta la toaletă toată ziua! Minunat! Acum am ceva important de făcut! Oh, da! Mă simt mult mai bine! Mamă, ești înăuntru? Da! Oh, haide! Nu-l bea pe tot odată! Mă asculți? Da, sigur! Ce fată cu minte? Cine mă sună? Alo? Oh, nu mai am! Mamă! Stai așa! Oprește-te, Ava! Mami vorbește la telefon! Nu mai suport! Sunt ocupată, Ava! Nu trebuie să fii nepoliticoasă! Îmi pare rău pentru asta! Nu trebuia să fie atât de rea! Nu am nevoie de ea! Pot să fac asta și singură! Vezi? Nu e atât de dificil! Oh, am judecat greșit asta! Nu! Fetița mea! Vin, Ava! Săcul ăsta e al meu! Nu! Nu faci asta! Ava! Hei, care-i treaba? Îmi pare rău, dragă, dar nu pot să te las să inunzi bucătăria! Dar știu ce să fac! Voi avea nevoie de un pahar de hârtie! Trebuie să desenez un elefant pe el! Voi începe cu fața, apoi urechile! Voi adăuga niște obraji roz! În continuare, voi lipi niște ochi mișcători! După toate acestea, am nevoie de o sticlă! O voi pune în pahar! Voi avea nevoie și de un pai pentru băut! Voi face o gaură în pahar și în sticlă! Iar apoi trece paiul prin ea! Acum pot să umplu sticla cu suc! E perfect! O să pun capacul! Totul e pregătit! Când desfac capacul, curge suc! Și nu se varsă nimic! Wow! E grozav! Ce tare sunt! Exact ce-mi trebuia! Pot să încerc și eu? Wow! Privește! Eu? Oh, nu! Apelul! Îmi pare rău pentru asta! Wow! Mai încet! Ce o să port? Nu poți da greș cu un pic de sclipici! Ești bine, mamă? Poate asta e mai potrivită! Uneori mai puțin înseamnă mai mult! Nu simt că mi se potrivește! Mama se joacă de aprobatul hainelor! Vreau să mă joc și eu! Asta-i drăguță! Dragă, ești foarte frumoasă! Mă simt ca un model! Uite! E așa chic! Muncesc din greu și mă joc din greu! Ai un talent înnăscut, dragă! Așa distractiv! Hei, alea sunt produse de machiaj? Astea chiar mi-ar completa locul! Abia aștept să le arăt asta prietenilor mei! Ava, unde s-a dus? E mai complicat decât pare! Trebuie să te pricepi un pic! Sunt superbă! Fetița mea crește! Așteaptă acolo, dragă! Trebuie să ștergem toate astea! Nu vrei să arăți ca un clown? Ce-ai făcut? Mamă, nu-mi place lucrul ăsta natural! Îmi pare rău, dar nu pot să-mi strici produsele de machiaj. Poate putem face altceva? Asta-mi dă o idee. Este timpul să fim creative. Voi tăia o fâșie din această mapă de plastic. Ava, ține asta în dreptul gurii. Ok, ce ciudat! Ai încredere în mine, o să-ți placă. Voi folosi rujul ăsta să-ți fac conturul gurii. Știi, nuanța asta chiar ți se potrivește. Vreau să văd! Bine, am terminat. Nu sunt sigură, mamă. Încearcă pe asta. Asta e aleasa. Se potrivește perfect cu tonul pielii mele. O să apăs plasticul pe buze. Wow, ce ușor a fost! Poate că ar trebui să mă machiez și eu așa. Cum arătăm? Uimitor! Ar fi bine să-mi iau lucrurile pentru ore. Bună idee! Uite aici! E noul meu set de carioci. Are toate culorile pe care mi le-aș putea dori. E cel mai tare! Wow, chiar este! Am și eu carioci. Stai să le vezi pe astea. E destul de dezamăgitor. Carioca asta a avut zile mai bune. Hai să uităm de asta. Cel puțin am aceste marcăre. Fiu, astea arată mai bine. Wow, e o artistă uimitoare. E totul în regulă, Tina? Sunt pe cale să creez o capodoperă. Sigur că da. Cred că m-a crezut. Wow, uite-te la asta, culorile se contopesc. Am o idee grozavă, voi începe prin a desena o flacără. Acum trebuie să apăs marcărele împreună. Aștept până culorile se întrepătrund. E de ajuns. Acum voi colora flacăra. La început este roșu, apoi pe măsură ce coboară devine portocaliu. Și apoi galben, e un efect așa grozav. Dar nu am terminat, acum trebuie să o decupez.
Arată atât de bine! Voi lipi flăcările pe carnețelul meu. Wow! Îmi place mult, Tina! O să le iau și eu? Poți să iei și tu cariocile mele? Wow! Ne-am înțeles! Wow! Voi crea niște lucrări de artă uimitoare cu astea! Voi adăuga niște umbre chiar aici. Va face cu adevărat diferența în pictura mea? E o sarcină atât de complexă! Chiar cred că am reușit să surprind esența subiectului! Da, am reușit! Tu cum te descurci? Wow! Asta e terifiant! Tocmai de aceea îmi place! Dar mai are nevoie de vopsea neagră! Oh, e mult mai bună decât a mea! Trebuie să fac ceva în legătură cu asta! Asta merge la gunoi! De data asta știu ce să fac! Voi desena în jurul mâinii mele! Nu se poate mai precis de atât! Să vedem dacă reușești să bați asta! Arată destul de bine! Tot e mai bun decât desenul meu! Nu pot lăsa pe nimeni să-l vadă! Hei, te superi? Cu mine vorbești? Ce? Nu, te rog, nu mă răni! Oh, un apel! Da, așa mă gândeam și eu! Stai puțin, știu ce să fac! O să fac o poză cu tabloul lui Wednesday! Ești un pic cam aproape! Hai să facem un selfie, zâmbește! Asta e de păstrat! Am reușit! Îmi voi pune telefonul pe o parte, apoi voi ține o bucată de sticlă înclinată. Pare a fi ok! Voi folosi banda adezivă pentru a o ține pe loc. Imaginea va fi proiectată pe sticlă și pe hârtie. Trebuie doar să o refac. E mult mai ușor decât să desenez la liber. După ce am făcut conturul, pot adăuga detaliile. Mâna asta clar are o mulțime de cicatrici. Arată bine! Acum pot adăuga culoarea. Asta e nuanța ideală pentru piele. Mi-aș dori să mă fi gândit la asta mai devreme. Voi adăuga doar câteva detalii finale. Și asta e tot! Arată foarte bine! E o capodoperă! Stai să vadă profesorul asta! Oh, schimbă modelul! Bine! Nu va fi dificil! Unde mi-e telefonul? Haide, Wednesday, începe să pictezi! Să nu îndrăznești! Nu ești fan al fotografiei, ha? Ce zici de un alt selfie? Astăzi e o zi specială! Sigur că da! Oh, așteaptă să înceapă petrecerea! La mulți ani mie! Crește atât de repede! Ia loc, dragă! Wow, uite-te la toată mâncarea asta! Unde e sucul? Te-am dezamăgit! Întorc imediat! Iu, a plecat! Asta e șansa mea! Oh, bezele! Sunt ca niște nori mici și delicioși! Ce gustos! Am adus sucul, dragă! Oh, ajutor! Să înceapă petrecerea! Up, up! Poftim! Nu, nu se poate! Îmi pare rău, tată! Cum ai putut? Am vrut ca totul să fie perfect! Gata cu dulciurile! Înapoi, Madison! Ești rău! Unde să le pun? Stai puțin! Cred că știu! De ce nu m-am gândit la asta înainte? Ce tot face? Sunt așa confuză! Voi avea nevoie de un balon și de o grămadă de șervețele de hârtie. Le voi înmuia în apă. Apoi le pun pe balon. Voi construi straturi. După ce se fixează, le pot picta. O să folosesc vopseaua asta roz. O voi pune peste balon. Wow, ce culoare frumoasă! O voi dispersa. Acum voi aștepta să se usuce. Voi adăuga câteva detalii finale. Destul de drăguț! Privește! Dar lipsește ceva! O mulțime de dulciuri! Din fericire, am câteva aici. Chiar arată delicios! Dar trebuie să ajungă în interiorul porcului. De ce durează așa de mult? Ciac, ciac! Trebuie să fie invitații la petrecere! Sunt așa emoționată! Iubesc cântecul ăsta! Grozavă petrecere, Madison! Wow! Un porc plutitor! Să-l ating? Oh, mâng! La mulți ani! O să ai nevoie de asta! Vrei să spui că pot să-l lovesc? E cea mai tare zi de naștere! Ia de aici! Plouă cu dulciuri! Grozav! Wow! Îmi place mult! Știam eu că o să-ți placă! Wow! Privește! Vino aici, dragă! Îmbrățișează-l pe bătrânul tău! Ești cel mai bun, tată! Ha? Ce s-a întâmplat aici? Nu cred că păianjenul ăla uriaș era acolo! Expiră! Și apoi prinde păianjenul ăla! Ai greșit, casa pacoste cu opt picioare ce ești! Stai așa!
cred că pot folosi sticla asta! E timpul să trecem la treabă! Voi începe prin a face găuri în sticlă. Întorc sticla și fac 4 tăieturi în bază. Vreau să creez niște clapete. Fiecare clapet ar trebui să aibă o gaură în ea, apoi voi trece o bucată de frânghie prin ele. Frânghiile vor trece apoi printr-un tub atașat la sticlă. Iar acum am un prinzător de păianjeni. Să înceapă jocul! Al meu ești! Ha, te-am prins! Nu, nu se poate! Casa asta e infestată! Unde crezi tu că te duci? Ce distractiv! Da, nu-i așa? Mă simt foarte bine! Oh, uite-te la asta! Ce cool! Ea mea! Hei, eu am văzut-o prima! Dă-mi drumul! Nu! Dă-mi-o! Acum! Nu! Ce-ai făcut? Eu? Nu te voi ierta niciodată, Ava! Ce-i cu zgomotul ăsta? Ce s-a întâmplat? Emma a stricat totul! Nu, nu-i adevărat! Calmează-te, totul este în regulă! Dragă, am rămas fără hârtie igienică și eu eram... Ei, pot să-ți dai seama singură! Nu șterg pentru tine! Din nou? Dar ce o să fac? Hârtia igienică e importantă! Stai puțin! Mi-a venit o idee! O să scot hârtia igienică din tub, apoi îl învelesc în carton. O să mă asigur că e fixat bine. Acum voi pune un balon în tub. E cam plictisitor, așa că îl voi decora. Voi folosi o carioca pentru asta. Trebuie să fiu atentă. Nu vreau să sparg balonul. Voi desena o față drăguță. Aceștia vor fi ochii. Îi voi face și mustăți. Am făcut brațe din cartonașe. Acum îi voi pune urechile deasupra. E un iepure! Uite ce-am eu! Aveți fiecare câte unul. Ha? Wow, grozav! Dăm, dăm, dăm! Privește! Aș putea face asta toată ziua! Emma, uite-te aici! Cred că ar trebui să fie prieteni! E o întâlnire de joacă! Oh, nu-i așa că sunt adorabile? Sper că ți-e foame! Haide, încearcă! Nu, nu vreau! Uite că vine avionul! Aeroportul e închis! Nu fi așa! Oh, am o idee! Pământul ăsta pare gustos! Nu! Nu faci asta! Încearcă să mă oprești! Dă-mi aia! Întotdeauna îmi strici distracția! Ești nebună! Nu poți mânca pământ! Ăsta e pentru plante! Să nu mai faci asta! Stai așa! Am uitat de aceste fursecuri! Am o idee! Mai bine mă apuc de treabă! O să iau un fursec! Și-l voi împărți în două. Voi scoate umplutura. Vreau să o iau pe toată. O să o mănânc mai târziu. O să pun toate fursecurile în pungă. Asta e partea distractivă. Le voi strivi cu acest ciocan. Vreau să le transform în firimituri. Și o modalitate grozavă de a scăpa de stres. Pare a fi ok. Acum voi goli punga într-un ghiveci de plante. Seamănă cu pământul și e mai gustos. Dar nu am terminat. Voi pune o pare înăuntru. Acum îi pot arăta lui Lexi. Privește aici! Oh, dă-mi! Hai, degustă! E doar al meu! Sper să fie la fel de gustos precum arată! Wow, e și mai bun! Oh, o pară! E bună și suculentă! Pământul ăsta are gust de fursecuri! E grozav, mamă! Mă bucur că-ți place! Totul e ok! Poartă-te normal! Ciocolată dulce și delicioasă! Mi-a fost atât de dor de tine! Aia e ciocolată? E mai bună decât mi-am imaginat! Vai! E Gina! Pot să iau o bucată? Ce să fac? Fugi! Ar trebui să fiu în siguranță aici! Mami, unde ești? Trebuie să mă ascund! Rapid! Dar unde? Gândește-te! Oh, nu! Nu mai am timp! Ești înăuntru? Nu ai cum să scapi, mamă! Stai! Oh, aici erai! E distractiv! Nu o să renunțe! Trebuie să mă camuflez! Sper să funcționeze! Nu! Nu! Lasă-mă în pace! Trebuie să protejez ciocolata! Mi s-a părut că am auzit-o! Meh, probabil că nu e nimic! Mamă! Mami! Iu, a plecat! Ce ușurare! Deci, unde rămăsesem? Am meritat așteptarea! E atât de bună! Nimic nu se compare cu unghiile proaspăt făcute! Iubesc această nuanță! Arată bine!
Mamă, hei, vrei să ne jucăm? Mami e ocupată, scumpo. Mă gândeam că o să spui asta. Bine, o să mă distrez singură. Mă duc într-o misiune în largul mării. Ellie, ai grijă! Eu, pe asta! Sunt atacată! Ellie, lasă jucăriile de pluș! Caracatița a scăpat de sub control! Încetează! Oprește-te imediat! O să-mi strici unghiile! Iu, sunt ok! Oh, nu! Vine după mine! SOS! SOS! Lasă-mă în pace! Ce faci acum? Ce imaginație! Nu te apropia! Știu karate! Te voi transforma în calamari! Wow! Zici că am fost la un salon! Voi aștepta să se usuce! Nu ar trebui să dureze mult! Te-am prins acum! Wow! Opa! Oh! Nu! Ce? Ce-ai făcut? Unghiile mele frumoase! De ce? Cad! Uf! A fost cât pe ce! Oh! O băutură! Exact ce-mi trebuia! Ești bine, mamă? Poate că am cum să o ajut! Pleacă de aici, caracatiță! Stai! M-am prins! Știu ce trebuie să fac! Am dat o gaură în partea laterală a paharului. Acum voi băga un băț de lemn prin ea. Apoi voi decupa un cerc. Trebuie să fie în linie cu bățul. Pot să scot bățul și să înfășor hârtie pe mijlocul lui. O înfășor strâns. Apoi o lipesc cu banda adezivă. Acum voi adăuga aceste mici abțibilduri. Voi face asta de jur împrejur. Acum bățul poate fi introdus înapoi în pahar. Cred că-i gata! Sunt mulțumită de rezultat! Hei, mami! Mamă! Ia uite! Ho? Ce-i ăsta? Stai să mă uit mai atent! E soluția pentru toate problemele tale! Chestia asta? Serios? Fii atentă! Dacă învârt bățul, abțibildurile se rotesc! E un salon de manicură improvizat! E uimitor! Haide, încearcă-l! Bagă degetul în gaură! Acum o să învârt bățul! Cred că ajunge! Wow, ce chic! Fă-le și pe restul! Știam că o să-ți placă! Sunt impresionată! Uită-te la unghiile mele! Niciodată nu au fost atât de chic! Le iubesc! Mulțumesc, scumpo! Oh, mamă, mă faci să mă rușinez! Trebuie să plec, pa, pa! Ok, e rândul meu! Sunt adultă! Wow,